Despre afiliate marketing astăzi. Ce faci, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom discuta despre cum am reușit eu să fac peste 150.000 de euro din affiliate marketing și veți vedea că este pur și simplu experiența mea. Vreau să vă spun cum am ajuns eu, cum am gândit-o eu și câteva sfaturi din experiență. În primul rând, dacă este printre primele deți când mă vedeți sau ați avut interacțiuni doar cu acest profil de business, activitatea mea principală este în fitness, cu canalul Fitness Nation România și a pornit acum vreo 10 ani de zile și primele contracte, de fapt primul contract mai serios pe care l-am avut cu affiliate marketing a fost la vreo 3 ani, asta ar însemna acum vreo 7-8 ani de zile și am făcut un parteneriat cu firma Genius Nutrition. Acesta a fost cel mai lung contract de affiliate marketing pe care l-am avut. Am mai avut niște contracte cu firma Crypto.com, am în continuare un contract de afiliere cu firma Trading212, care este platforma de tranzacționare, aveți și link în descriere. Și în general am evitat să fac parteneriate scurte, am avut, cred că două sau trei parteneriate în termen de 10 ani de zile din astea pe termen scurt și pentru mine a fost în felul următor în momentul în care am început să fac acele videouri despre fitness, am început cu vloguri și cu antrenamente de slăbit și așa mai departe și am stat să analizez ce produse folosesc și ce produse aș putea recomanda în tot acest proces, pentru că despre asta este vorba. Și în fitness știe toată lumea că se mai folosesc suplimente, adică cine dorește poate folosi suplimente. Și abordarea mea a fost să educ despre suplimente, pentru că vorbim despre acum 8 ani, deși și acum suplimentele sunt foarte neînțelese, să zic așa, dar acum 8 ani vă dați seama că era și mai mult de atât uh, și adică și acum sunt confundate cu steroizii, nu mai zic de atunci uh, și strategia mea a fost voi educa publicul care mă urmărește în legătură cu suplimentele, adică voi spune, uite, asta conține, asta face, astea sunt efectele, astea sunt, dacă există riscuri, de exemplu, dacă nu există riscuri și așa mai departe. Și tot timpul a fost ideea de înțelege de ce ei acest supliment, eu îl iau, eu îl folosesc și îl arătam de fiecare dată cum îl iau și... și lucrul ăsta a dus la o încredere, pentru că în momentul în care au testat produsele au zis, da, ok, sunt foarte bune, nu știu ce, și a mers ca un bulgăre de zăpadă, pentru că odată ce vorbim despre produse rec curente, în sensul în care oamenii își pot cumpăra în fiecare lună suplimente sau periodic, acei oameni se tot adună și se tot adună și tot îți folosesc codul de reducere și încep să faci comisiuni din ce în ce mai mare. Dar ce trebuie să înțelegeți este că este un proces treptat. Adică știu că toată lumea vrea să înceapă acum affiliate marketing și luna viitoare să facă nu de euro din affiliate marketing, lucru care nu se va întâmpla. Condiția numărul 1 pentru a avea șanse să faci bani din affiliate marketing este să ai o audiență specifică și să recomand un produs relevant pentru acea audiență. În cazul acela, după cum am zis la mine, era vorba despre fitness, era vorba despre slăbire, despre crescut în masă musculară, am recomandat suplimente pentru crescut și pentru masă musculară, suplimente pe care uh, nu le aș fi vândut eu sau nu aș fi vrut să le produc eu, pentru că nu am vrut niciodată să intru în lumea asta de creare a suplimentelor. Și vreau să vă zic ce a funcționat pentru mine și ce cred că a contat. Pentru că de fiecare dată când am recomandat un produs, a văzut că rata de conversie a fost mare. Pentru că dacă vorbim despre partea asta, mă, să zicem, poate mă vedeți ca un influencer sau, în general, oricine face un astfel de, să zicem, conținut pe orice rețea de socializare, este un soi de influencer și atunci fiecare influencer încearcă să-și monetizeze într-un fel sau altul conținutul și affiliate marketing este una dintre variantele prin care îți poți monetiza conținutul. Dar, important este, în primul rând, după cum am zis, să ai o audiență nișată, pentru că rata de conversie va fi mult mai mare. Dacă, de exemplu, vorbim despre o audiență care se uită pentru entertainment, să spunem că te uiți la cineva care face chestii amuzante. Nu îl consider o autoritate în domeniul respectiv încât să spui, ok, mi-a recomandat, nu știu, mi-a recomandat Bobonete, Ionut Rusu, cineva care este, poate, nu știu, foarte popular. Cine este foarte popular în România și este amuzant să zicem, îți recomandă un supliment sau îți recomandă un ulei de motor sau îți recomandă ceva. Spui, băi, nu știu, el este amuzant, este foarte popular, va avea niște rici, dar nu, rata de conversie va fi una foarte, foarte mică. Tot va face ceva vânzări foarte probabil, dar rata de conversie va fi foarte, foarte mică și drept dovadă, acest lucru l-am văzut pentru că în parteneriatul meu cu Genius Nutrition la un moment dat am fost în aceeași echipă cu Dorian Popa. Pentru că a fost pentru o perioadă destul de scurtă, cred că vreun an a avut parteneria cu Genius Nutrition uh, și Vedeam numerele și le comparam cât vindeam eu și când vindea Dorian Popa, și fără niciun fel de lipsă de modestie, vindeam mult mai mult decât Dorian Popa, în condițiile în care el era mult mai popular și este în continuare mult mai popular decât mine. Și asta înseamnă că pur și simplu audiența lui nu era o audiență specifică pentru fitness, oamenii îl urmăreau pentru alte chestii, și de asta zic că poți avea rezultate foarte bune pentru affiliate marketing dacă pur și simplu ești uh, într-un domeniu, ești specific pe acel domeniu, conținutul pe care îl faci este specific pe acea idee și produsele pe care le recomand sunt tot în aceeași sferă, pentru că dacă eu mâine vin și recomand, nu știu, anvelope de exemplu, ce mai probabil na, poate se vor vinde câteva pentru că oamenii au încredere că voi face recomandări bune, pentru că am un istoric foarte bun, pentru că niciodată nu am recomandat lucruri rele, dar uh, nu este o audiență care vine la mine să caute anvelope, în general Adică dacă se întâmplă prin coincidență ca cineva care mă urmărește, zică, a, îmi trebuiau și mie anvelope și a zis, Angel, de niște asta și poate mie. Dar nu este uh, genul de idee, de legătură, de colaborare cu care, într-adevăr, să faci bani. Apoi, m-am ferit de parteneriatele ocazionale. Pentru că ce se întâmplă la parteneriatele ocazionale? De regulă este foarte greu să verifici cât de serios este uh, acea persoană. Este foarte greu să profiți de această acumulare a popularității parteneriatului. Pentru că, de exemplu, eu pe fitness am 1000 de video peste 1000 și ceva de video pe business cred că, nu știu, 4, 500, 600 de video ceva de genul ăsta. Și este foarte greu să pui un video și acel video să aibă un impact imens, pentru că acum este foarte mult conținut și unele video merg, unele video nu merg, dar dacă ai un parteneriat de-a lungul unui an, 2, 3 și tot menționezi partenerul respectiv și spui, uite, mi-am luat suplimente de la firma cutare sau eu lucrez cu firma nu știu care, care face mouse-uri și eu sunt gamer și, de exemplu, vă recomand acest mouse cu care fac eu gaming în fiecare zi și așa mai departe. Și dacă spui chestia asta constant, va auzi cel mai probabil cea mai mare parte din audiența ta și atunci șansele ca acel parteneriat să devină din ce în ce mai profitabil sunt mai mari decât dacă spui într-un singur video o promovare și ești ok, aștept marea cusare. Cel mai probabil rezultatele nu vor fi impresionante după un video și noi am mai avut, cred că după cum am zis, două sau trei parteneriate de genul ăsta care nu, nici nu au funcționat foarte bine, rezultatele au fost destul de slabe, nu au fost nicio parte, vreau să zic foarte, foarte mulțumită. În momentul în care faci un parteneriat pe termen scurt, compania care te contactează are și așteptări foarte mari. Se așteaptă, nu știu, să se întâmple să se schimbe vânzările în produs radical pentru că l-ai postat tu un video și în același timp tu te aștepți poate să îți ofere foarte mulți bani pentru că na, este un deal de o singură dată și vrei să câștigi cât mai mult de pe urma lor. Lucru care nu se va întâmpla și ești cumva, da, s-ar putea să nu fie bine pentru nimeni. Așa că eu tot timpul am urmărit parteneriatele pe un termen mai lung financiar au mai mult sens, asta unul la mână și doi, este vorba de relațiile pe care le legi, pentru că dacă nu ai un istoric a firmei respective, este foarte greu să recomanzi, după asta cine știe ce se întâmplă, se schimbă de când ai recomandat tu, se schimbă chestiile dacă nu ții legătura, mie îmi place ca partenerii cu care lucrez să fiu, să fiu la curent cu businessul lor Cumva, adică să știu, băie, ceva s-a întâmplat, ok, nu vreau să mă mai asociez cu voi pentru că ceva s-a întâmplat și de acum înainte, nu mai faceți treabă cum trebuie. Dar în momentul în care este un singur video, este cumva, depinde când îl văd oamenii. Poate îl văd într-un moment nepotrivit și ești... Mh. Da, ai fost prins în, la mijloc. Deci prefer să-mi verific partenerii foarte, foarte bine și iarăși am evitat foarte multe parteneriate pentru că consider că fiecare influencer, fiecare persoană de genul ăsta are un număr limitat de recomandări pe care le poate face. Dacă ești genul ăla care vinde orice, lumea te va vedea în felul acesta. Spune, el este în stare să ia bani de la orice. Adică dacă mâine vine unul și dă, ia, vinde un skateboard, vinde o trotinetă electrică, vinde nu știu ce. Și, tot, și spune, astăzi folosesc trotinetă electrică, mâine folosesc mașină, mâine folosești trotinetă, nu știu de care, mâine folosesc bicicletă electrică și mai zici, păi bă, bă, foloseai trotinetă, acum folosești bicicletă, aia folosești de toate, cine îți dă bani, tu folosești. Uh, și nu mai ești credibil. Și dacă îți pierzi această credibilitate în public, îți vei pierde din conversie. Și atunci vei face practic degeaba. Și dacă îți pierzi din conversie, vei vedea că nici dealurile nu vor mai veni, uh, să zicem, la același nivel, pentru că oamenii își dau seama că nu ești eficient ca și influencer. Deci de asta parteneriatele pe termen scurt nu merită și de regulă sunt uh, o bătaie mai mare de cap. Așa că, dacă vreți să faceți parteneriate de afiliere sau promovare sau orice ar fi, căutați parteneriatele pe un termen mai lung uh, și cu firme pe care și voi le folosiți și voi le recomandați și chiar credeți în produsul respectiv. Când ești influencer mic la început, ai tendința să spui, băi, sunt dispus să iau orice fel de parteneriat pentru că nu este inghesuial, să zicem, nu sar firmele pe mine și ești dispus să accepți orice pentru că este un plus. Dar lucrul ăsta îți poate afecta imaginea și am încercat să mă ferez de lucrul acesta uh, foarte foarte mult, după care trebuie să-ți faci research-ul pe partenerul respectiv, compania care te contactează, pentru că să vă dau un exemplu în lumea asta suplimentelor am început să promovez suplimentele de la Genius, după vreun an sau doi eu foloseam zilnic suplimentele de la Genius, după vreun an sau doi au început să mă contacteze foarte foarte multe firme brusc deodată uh, și <coughs> au venit cu oferte din astea care pe vremea aceea mi-au oferit o firmă pe lângă un comision mult mai mare din vânzări, mi-au oferit un salariu de 3000 de euro, mi-au oferit vacanțe, aveam două vacanțe exotice plătite de pe banii firme, chestii de genul ăsta și eu eram, băi, nu eu sunt, cu toate că suna foarte bine și era mai mult decât aș fi câștigat eu cel mai probabil din contractul pe care îl aveam am zis că ceva nu-mi pare în regulă pentru că nimeni nu-ți oferă deodată chestiile astea peste noapte uh, pentru că ei voiau pur și simplu să prindă market foarte repede și firma nu era una foarte serioasă și nici suplimentele nu erau foarte bune și am refuzat. Alți influenceri din domeniul meu nu au refuzat. După două luni compania s-a retras din România pentru că nu a fost profitabilă și a încheiat toate contractele și uh, toți influencerii care au pierdut contractele pe care le aveau, pentru că s-au mutat cu noua firmă, au rămas în aer și au trebuit să vină cu coada între picioare la firmele de la care au plecat, că vă rog frumos dacă mă primiți înapoi. Iar publicul a văzut că a, ai promovat acum două luni, promovai un supliment, apoi ai primit bani o lună, ai promovat alt supliment, după care te-ai întors înapoi la ea și ai spus, vai ce bun să stai că mi-am amintit și din nou îți pierzi credibilitatea și cumva trebuie să ai grijă și la aceste oferte care sună prea bine ca să fie adevărat. Trebuie să fii un pic sceptic. Și pentru mine calitatea și seriozitatea a fost tot timpul un punct foarte important, pentru că dacă produsul pe care recomanzi este bun, automat oamenii vor aprecia recomandarea, tu vei prinde încredere, businessul va avea vânzări cu care lucrezi, toată lumea va avea de câștigat. Dacă recomanzi un produs prost, pur și simplu vei, îți vei păcăli audiența ta, îți vei pierde încrederea urmăritorilor tăi și pe lângă asta nu vei face vânzări pe termen lung, oricum ar fi. Este foarte important iarăși să-ți educi publicul și să știi exact despre ce este acel produs. Văd foarte multe persoane care încearcă să vândă produse de afiliere, să zicem, să vândă cursuri prin afiliere, dar nici măcar nu au văzut cursul. Și ești ok, tu nici nu știi ce este în interiorul cursului, pe tine nu te-a interesat personal uh, conținutul cursului, în schimb ai preferat să-l vinzi mai departe pentru un comision, lucru care este departe de a fi corect și departe de a fi eficient. Dar dacă este un lucru pe care, băi, l-ai descoperit, l-ai folosit și spui, băi, chiar pot să-l recomand cu încredere și dacă chiar îl recomanzi din toată inima și spui, ok, chiar recomand acest produs și poți primi și un comision în baza acestei recomandări, de ce nu? De exemplu, uitați-vă la exchange din crypto. Singurul exchange cu care am lucrat din crypto a fost crypto.com, care nu a avut nicio fel de problemă încât să aibă popriri, să aibă chestii genul ăsta, încât oamenii, într-adevăr, să aibă probleme cu banii. După care, cu platforma Trading212, cu care am lucrat iarăși. Tot așa, nu este nicio problemă pentru că mi-am făcut research și după ce am încheiat parteneriatul, în momentul de față nu mai am parteneriat cu cei de la Crypto.com, după ce am încheiat contractul, m-au contactat, probabil este un soi de bază de date sau pur și simplu angajații se mută pentru că au început să mă contacteze alte exchange mai mici, mai mari, tot așa să continui același tip de colaborare și persoana cu care am lucrat în mod direct pentru că primești un fel de agent din acesta cu care lucrezi, persoana cu care am lucrat de la Crypto și a dat demisia și s-a dus la alt exchange. Uh, și apoi m-a contactat pe mine să continuăm același tip de colaborare doar că îmi dădeau de două ori mai mulți bani, comisiuni de două ori mai mare doar să mă mut cu acel exchange. Am făcut research-ul pe exchange-ul respectiv și am zis nu, cel mai probabil nu și nu vreau ca oamenii să-și bage bani într-un exchange în care eu nu am încredere și eu nu mi-aș băga banii ca apoi să mi se spargă mie toate oalele în cap să vină oamenii să zică pe păi Angel, mi a recomandat ceva și mi-am băgat banii și mi s-au blocat banii sau mi s-au furat banii sau cine știe ce s-a întâmplat. Este foarte riscant și nu vreau să am lucrurile astea pe cap pentru uh, niște bani dintr-un comision. Așa că să restructurăm pentru cineva care nu are o audiență, nu este o variantă partea de affiliate marketing. În schimb, audiența ta poate fi audio, poate fi uh, cu oameni care citesc, dacă ai vreun blog, uh, dacă ai vreun podcast, după cum am zis, audio sau video și, bineînțeles, format uh, video sau dacă ești influencer pe story, pe Instagram, pe TikTok și așa mai departe și acolo poți uh, dezvolta relații bune dacă ai o audiență potrivită. Și dacă ești în această postură încearcă să cauți parteneriate de o durată mai lungă decât contracte din astea mici din care să mai ciugulești câte ceva pentru că chiar dacă te bucură pe termen scurt ai mai mult de pierdut pe termen lung. Și nu este, nu este nimic prea complicat, aceste principii m-au ajutat pe mine să-mi creez o sursă de venit foarte constantă care a crescut în fiecare lună timp de 8 ani de zile. Și, după cum v-am zis, este ca un bulgăre de zăpadă. Dacă pur și simplu îl alimentezi și el se alimentează, merge din ce în ce mai bine, pentru că este un lucru care are o fundație. Dacă fundația nu există și este un schem la bază, o înșelătorie și pur și simplu vrei doar să fraierești niște oameni pentru un comision, nu vei avea o perioadă lungă de supraviețuire în, în domeniul acesta. Și de asta vă zic că astea au fost experiențele mele, să zicem, din affiliate marketing, și asta am învățat din ce am văzut în jur în acești 10 ani de, nu știu cum să-i spunem, creare de conținut în acești 10 ani și cred că de multe ori am făcut alegerile bune. Cu toate că am pierdut niște bani, dacă vreți să spunem așa, am pierdut niște bani sau niște ocazii, cred că totuși că alegerile au fost bune. Și cam asta a fost, prieteni. Sper că v-a plăcut, bineînțeles. Nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și, bineînțeles, că noi ne vom vedea la video următor. Pa!